Antrenorul echipei CSE Universitatea Craiova Ionel Gane și capitanul din ultimele meciuri Costin Curelea au prefațat partida de duminică de la Giurgiu cu Astra. Ambii reprezentanți ai grupării alb-albastre s-au arătat optimiști în privința obținerii unui rezultat pozitiv, chiar dacă giurgiuvenii tocmai au eliminat pe Lyon în Europa League. E o echipă care are jucători buni, o echipă care se luptă pentru câștigarea campionatului. Cu siguranță că va fi un meci dificil. Am spus asta și înainte de meci cu Petrolul, că întâlnim două echipe bune ale campionatului. Îmi doresc ca la acest joc jucătorii mei să aibă mai multă implicare, mai multă agresivitate și de ocaziile care le vom avea în situațiile de gol care le vom crea, să profităm dacă n-am profitat la meciul cu Petrolul. Pentru că marcând gol sau goluri înseamnă a aduce punct sau puncte. Eu vreau să zic că aseară chiar m-am bucurat când a câștigat Astra. E un lucru important pentru noi toți, pentru toți românii. O echipă puternică, o echipă care joacă, îi știu pe mulți jucători de acolo, am lucrat mult timp și cu antrenorul, cu domnul Iseilă. O echipă care joacă fotbal, dar cu siguranță și noi vom merge să jucăm fotbal, pentru că noi nu ne-am apărat în niciun joc, am jucat frumos, spectaculos și vom avea ocazii, ne vom vinde scump ele. Bineînțeles că mergem la victorie. Mateiu este în continuare nerefăcut și nu va juca la Ploiești. Dănănai acuză dureri la aductori, iar Ivan este și el incert pentru meciul de la Giurgiu. În schimb, Pleșan și-a reluat antrenamentele și va putea juca. Partida cu Astra se va juca duminică de la ora 19. În sportul craioven s-au întâmplat lucruri ciudate în ultimii ani, în special în fotbal. A venit rândul boxului să iasă cu ceva inedit în prim plan. Mai mulți pugiliști de la CSM Craiova se pregătesc în curtea antrenorului Ion Joița, unde sunt totodată organizate și confruntări amicale. Joița, fost campion european și balcanic în 1978, este antrenor voluntar de mai bine de 6 ani la CSM și găzduiește boxiorii în curte pentru că sunt puține locurile în Craiova unde pugiliștii se pot antrena într-un ring. Sparingurile au avut loc în bătătura tehnicianului chiar aseară. Au venit foarte mulți sportivi, inclusiv din alte județe. Păran Cristina de la CSM Craiova cu Izbășescu Ana, Câmpul Lung. Meciul numărul 2, Nicola Mihăiță de la CSM cu Dumitru Ciprian Vâlcea. Am făcut un sparing pentru că peste două săptămâni avem campionatul de cadeți și nu avem meciuri la copii și am făcut un sparing pentru pregătirea copiilor. În ce oraș au venit sportivi? Au venit de la Târgu Jiu, Rovinari, Vâlcea și Câmpul Lung Mușel. Devenind deja o tradiție aceste gale. Nu avem unde să facem, știți bine că nu avem un ring de box și am hotărât, am făcut la mine în curte și acum ne pregătim aici, facem meciuri săptămânal când putem, când avem, pentru că nu faci meciuri, nu faci box. Sportivii sunt mulțumiți de condițiile de pregătire pe care le oferă antrenorul în curte. Claudiu, cum te curcă antrenamentele la curte? Bine, le curg foarte bine. Ne ajută foarte mult ringul, meciurile. Și ne pregătim acum pentru Cupa Națională, la noi la Craiova este. Vă avantajează că este în aer liber? Și da și nu. Când e soare, nu prea. Bami, cum a fost meciul? Nu i-a dat prea multe șanse adversarul. A fost un meci foarte frumos. Adversarul a mai boxat cu el în urmă cu 5 luni. Și a fost un meci foarte frumos. Adversarul a fost pe măsură. Și ce să zic, aștept să mai boxez cu el. Cum e să boxezi la curte? Știu. Să boxezi la curte, în aer liber. Este frumos, în aer curat. Toată lumea se uită pe tine. Frumos. Spectatori. Este foarte greu, dar este viața mea. Îmi place foarte mult boxul. De 2 ani. Faceți antrenamente și aici și la sală? Da, în fiecare zi. Este foarte grea de organizat, dar maestru face tot timpul perfect. În curând, ringul din curtea antrenorului Ion Joița va fi complet acoperit. Cu ajutorul unui om de afaceri din Craiova, pe viitor se intenționează și construirea unei instalații de nocturnă. Bravo, Cristina, bravo, foarte bine! Bravo, bine, stânga!